Este ora 9, bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. În doar câteva ore vom afla numele premierului dat de coaliția PNL-PSD-UDMR. Liberalii și socialdemocrații merg astăzi la consultări cu președintele României, căruia îi se vor prezenta două variante. Un premier PNL cu un guvern în care PSD va avea cele mai multe portofolii sau un premier PSD în al cărui cabinet liberalii vor avea un număr egal de portofolii cu socialdemocrații. Colega mea Irina Codreanu este în direct, ne oferă mai multe detalii despre acest subiect. Te rog, Irina, bună dimineața! Bun găsit, a fost o săptămână plină cu negocieri intense, negocieri dure, au fost nervi întinși la maximum și cu toate acestea se pare că PNL și PSD nu s-au pus încă de acord în privința unui viitor premier pentru viitorul sistem de rotație. Aceste partide majore mai au câteva ore la dispoziție să vină în fața președintelui Klaus Iohannis cu o variantă comună de premier pentru sistemul de rotativă. Consultările încep la ora 12 la Palatul Cotroceni. Cele trei partide mari din coaliție, PNL, PSD și UDMR, sunt primele așteptate în fața șefului statului. Se conturează însă o primă variantă de viitor guvern condus de către Nicolae Ciucă, ceea ce înseamnă că PNL va da primul premier. Așadar, PSD urmează să aibă în viitorul executiv cele mai multe portofolii, număr de 9, plus secretariatul general. Dintre aceste 9 ministere sunt ministere avizatoare, ministere cheie, de exemplu Ministerul Sănătății ar urma să fie condus de Alexandru Rafila, Ministerul de Finanțe de Adrian Căciu, iar cel al transporturilor de Sorin Grindeanu, care va ocupa de asemenea și funcția de vicepremier în viitorul executiv. PNL ar urma să aibă 8 ministere, dintre care Justiția, condusă de Cătălin Predoiu sau Alina Gorghiu, cele de interne de Lucian Bode, Educația de Sorin Câmpeanu, iar Energia rămâne la Virgil Popescu. UDMR obține cele 3 ministere pentru care s-a luptat negocierile trecute, mai exact Ministerul Dezvoltării condus de Ceche Otila, cel al Mediului condus de Tantos Barna și cel al Sportului de Eduard Novac. În cazul în care premierul va veni de la PSD, variantă foarte posibilă abia peste un an și jumătate, PNL și PSD vor avea un număr egal de ministere, iar totalul portofoliilor va fi de 18, așa cum știm că este și în prezent. Șefia Camerei Deputaților ar urma să ajungă la Marcel Ciolacu, iar șefia Senatului la Florin Câțu, ceea ce înseamnă că vom avea parte de un executiv fără liderii politici care să facă parte din acesta. Așa cum spuneam la început, astăzi urmează consultările la Cotroceni cu șeful statului. La ora 12 sunt așteptate primele partide politice, PNL, PSD și UDMR. Totul pare pregătit pentru marea întâlnire a noii coaliții de guvernare PNL-PSD cu președintele Klaus Iohannis, anunță generalul Ciucă. Totul în afară de numele viitorului premier, asupra căruia cele trei formațiuni se vor pune de acord până înainte de începerea consultărilor la Cotroceni. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. În momentul de față am lucrat toate cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă premier PSD, cât și una PNL. Partidul care va da premierul pierde însă Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, dar și Secretariatul General al Guvernului. Și cum probabilitatea ca PNL să dea primul premier este mare, liberalii rămân fără niciun minister cu bani. Cu toate astea, generalul Ciucă se arată mulțumit de negocieri, ba chiar spune că liberalii sunt mai câștigați acum decât la negocierile cu fosta coaliție de guvernare conduse de Ludovic Orban. Transporturile, finanțele și secretariatul general rămân la partidul care nu are premier. Așa cum arată varianta cu premier PNL, am obținut mai mult decât data trecută. La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că în acest moment s-a finalizat toată structura politică a guvernului. Cele două variante de premier vor fi prezentate în fața partidelor, iar liderul PSD promite că până joi România va avea guvern. Prezentăm cele două variante partidelor. Bun. Da? Însu în PNL, noi în PSD. Și vedem. Vedem. Dacă nu iese varianta în PSD, înseamnă că atunci nu avem o variantă convenită. Asta înseamnă negocieri. Vom vedea pe urmă cum închidem acest lucru în cele o oră sau două până mergem la Cotroceni. Eu v-am spus.
pus foarte clar. Joi România va avea un guvern. Cred că s-au uniformizat toate lucrurile în ambele variante. Cei mai mulțumiți de cum au decurs negocierile finale s-au arătat cei de la UDMR. Kelemen Hunor a anunțat că s-a decis înființarea a două noi ministere, unul al turismului și antreprenoriatului și un minister al familiei și al tineretului. Va fi Ministerul Turismului și Antreprenoriatului, așa am înțeles, așa am stabilit, dar s-ar putea să fie o schimbare de ordine, vom vedea, și Ministerul Familiei și Tineretului. Europarlamentarul PMP Eugen Tomac se declară sceptic în privința funcționării noii coaliții PNL-PSD-UDMR, având în vedere că, spune el, a fost destul de greu ca cele trei partide să găsească un consens. La ora actuală, evident, criza de sănătate, criza din energie, criza politică obligă la un anumit tip de maturitate, însă mă tem că la cât de greu s-a născut această coaliție, mă tem că nu va funcționa așa cum își doresc toți cei care au creat-o. Europarlamentarul se declară sceptic că noua coaliție de guvernare va funcționa pe termen lung. Nu înțeleg de ce au prelungit atât de mult această criză politică. Era suficient să se înțeleagă de acum o lună, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la istoricul înțelegerilor între PNL și PSD, putem observa că și atunci când au candidat pe aceeași listă în 2012, tot din rațiuni electorale, cele două partide s-au despărțit. Cât despre planul celor trei președinți de partide de a forma o coaliție, Eugen Tomac reamintește că vor veni următoarele alegeri parlamentare și toate cele trei partide vor fi dezavantajate. Deci mi este foarte greu să-mi dau seama dacă la ora actuală ceea ce își propun președinții celor trei partide împreună cu președintele Iohannis va deveni și realitate, pentru că să nu uităm două realități. Unu, aceste partide au la ora actuală 70% în Parlament, dar 98% din aleșii locali provin din aceste partide. Deci presiunea pe guvernare va fi foarte mare în condițiile în care, peste 2 ani și jumătate, ne bat la ușă din nou alegerile. În timp ce politicienii reușesc cu greu să se înțeleagă în privința formării unui nou guvern, veniturile a peste 74.000 de cadre medicale sunt în pericol. E nevoie de o nouă rectificare bugetară pentru ca angajații din sistemul de sănătate să își primească salariile la timp până în data de 15 decembrie. Despre criza din sistemul sanitar și pericolul salariilor vorbim în cele ce urmează cu Marius Sepi, este președinte al Federației Sănătatea din România. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt semnalele pe care le aveți în momentul acesta, domnule Sepi, în ceea ce privește remunerațiile pentru luna noiembrie? Semnalele la acest moment încep să devină pozitive. Eu, sincer, personal, mă bucur că mesajele și intervențiile pe care Federația Sănătatea le are de peste două luni de zile cu privire la pericolul lipsei unei rectificări bugetare pentru a putea, ca personalul care este plătit din fondurile Ministerului Sănătății, să poată să-și obțină veniturile meritate, spun eu, la final de an, au avut succes. Așa cum decidenții politici au declarat că ei speră ca până joi să fie guvern, asta este metoda cea mai simplă, o întâlnire scurtă în guvern, rectificare și rezolvarea acestei probleme. Acum aș vrea să fac un pic de istoric. Eu mă miră faptul că au trenat atât de mult aceste lucruri, pentru că totdeauna se știe că bugetul la începutul unui an lasă descoperit trimestrul 4. Dar probabil lupta asta politică acerbă din ultimele două luni de zile a dus la această situație. De asemenea, eu n-am înțeles de ce ministrul Ceche a încercat cumva să sperie personalul din sănătate, din subordinea dânsului la acest moment, spunându-le că există riscul de a nu fi plătite salariile. Problemele grave de salarizare sunt în altă parte, pentru că să nu uităm un lucru. În continuare, sunt mult mai multe persoane, în special în zona tehnic-administrativ, care de 2 ani de zile li s-au blocat creșterile salariale prevăzute în legea salarizării. Așa pot să dau exemple la asistenții medicali unde le-au fost ciuntite veniturile și la medici, pentru că sunt plătiți în continuare plătite sporurile și gărzile la nivelul anului 2000, de acum 2 ani în spate.
Deci problemele, cum spuneam, sunt mult mai grave la acest moment și eu sper că, așa cum au promis, până joi să avem guvern, în așa fel încât cu cei care vor conduce Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, să ne așezăm la masă în așa fel încât să corectăm tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii, să spunem, 2 ani de zile, în care exact persoanele care au fost, să zic, în primul rând, în lupta cu pandemia, au fost cele mai grav afectate din punct de vedere salarial. În acest moment este formulată o schiță a necesarului de bani care să fie alocat sănătății la rectificarea bugetară? Da, ele se cunosc, cum spuneam, din timp. Ca să fac o legătură, aduceți aminte că acum ceva timp în spate, salariații din DGASPC-uri, vă amintesc celebrul caz de la Constanța, care au ieșit în stradă efectiv pentru că au văzut clar că nu sunt bani la buget, pentru că, așa cum spuneam, din istoric vorbind, bugetele la toate instituțiile bugetare se fac în general cu bani mai mulți în primele 9 luni de zile și cu bani mai puțini în ultimul trimestru. Ei, faptul că a fost această luptă între ei pentru a definitiva până la urmă la un guvern a dus la această situație. Și nu doar în domeniul sanitar se întâmplă asta, în toate instituțiile publice. În toate instituțiile există această criză, dacă vreți. În toate instituțiile bugetare exista acest pericol și, cum spuneam, și o spun în cunoștință de cauză, în momentul în care noi am văzut această situație, cei de la Federația Sănătatea, am făcut intervenții atât la factor guvernamental și mai ales în zona parlamentară, pentru că mai este și o altă cale, să spun așa, în cazul în care nu s-ar face guvernul și ar fi imposibilă rectificarea bugetară, pentru că neavând un guvern prin este imposibilă rectificarea bugetară, există și o altă metodă prin Parlament, în așa fel încât salariații, cei 74.000 în cazul nostru din sănătate, să nu rămână fără salarii. Probabil mai mult, nu în intervențiile se va întâmpla noastre, asta. Am solicitat explicit, în așa fel încât să se asigure că la începutul anului 2022 nu vom mai ajunge în situația în care, printr-o altă ordonanță de urgență, să fie blocate creșterile salariilor promise existente în legea salarizării. Da, ziceam că probabil nu se va întâmpla asta, nu va fi nevoie de intervenția Parlamentului pentru a se aloca fondurile necesare plății salariilor, pentru că, după cum spuneam, sunt foarte multe alte domenii din sistemul bugetar care se află în această situație. O eventuală ședință de guvern săptămâna viitoare a noului executiv poate va rezolva și această problemă a rectificării bugetare. Vă mulțumesc tare mult, domnule Stepi, pentru intervenție și pentru această discuție. Numărul persoanelor care se vaccinează scade în continuare. Conform informațiilor transmise de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore au fost administrate în total 57.729 de doze de vaccin, dintre care 14.500 ca primă doză, aproape 24.000 cu doza a doua și 19.000 cu doza booster. De la începutul campaniei de vaccinare, peste 7,6 milioane de români s-au imunizat. Această scădere vine în contextul în care și numărul infectărilor continuă să scadă, cu toate că secțiile ATI încă sunt pline de pacienți în stare gravă, majoritatea nevaccinați. Medicii și specialiștii în sănătate publică fac apel în continuare ca populația să se imunizeze în cazul unei posibile infectări, pentru ca simptomatologia să fie mai ușoară sau chiar inexistentă. Incendiu de amploare într-un sat din Tulcea, 10 hectare de vegetație au ars în apropierea satului Băltenii de Sus, din delta Dunării. Încercăm să aflăm care este situația la această oră. Nicoleta Botezatu, purtător de cuvânt al ISU Tulcea, este în direct alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Dați-mi, vă rog, detalii despre intervenția colegilor dumneavoastră în satul Băltenii de Sus, din delta Dunării. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În cursul zilei de ieri, militarii detașamentului de pompieri Tulcea au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și stuf care a avut loc în apropierea localității Băltenii de Sus. 12 subofițeri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă au lucrat aproximativ 3 ore pentru stingerea acestui incendiu care a afectat o suprafață de aproximativ 10 hectare. Pompierii au protejat și o lizieră care se afla în apropierea acestui incendiu.
Care este situația la această oră, domnule Botezatu? Incendiul a fost lichidat, cum v-am spus. Echipajele s-au retras din dispozitiv ieri la ora 15:35 de minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Nicolae Botezatu a fost în legătură telefonică directă, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea. Tot mai multe maternități din țară au fost abandonate, uitate de autorități. Este imposibil să descrii în cuvinte mizeria și condițiile inumane din aceste unități medicale. Vorbim despre aparatură învechită, pereți corojiți care stau să cadă, instalații sanitare defecte. O adevărată umilință pentru femeile care urmează să nască. Imaginile prezentate arată clar condițiile inumane la care sunt supuși medicii să muncească, ca să nu mai vorbim despre umilința pe care o trăiesc mamele care vin să nască. Maternitatea din Oltenița apare la fel ca alte zeci din țară, uitate de autoritățile locale și de București, care se bat cu pumnul în piept că vor o Românie modernă. O asociație umanitară trage un semnal de alarmă că județul Călăraș, situat chiar lângă București, se află în topul mortalității infantile din Uniunea Europeană și că e nevoie urgent de fonduri ca maternitatea din Oltenița, ca multe altele din țară, să fie renovată. În cazul spitalului din județul Călăraș ar fi nevoie de aproape 300.000 de euro, bani care ar urma să fie strânși din donații, căci banii statului nu ajung niciodată în renovări sau construcții de spitale sau nu au ajuns până acum. Deținutul de 23 de ani evadat din arestul IPJ Dolj a fost prins. 800 de polițiști l-au căutat timp de 4 zile pe tânărul acuzat de crimă și furt. Acesta a fost capturat pe un câmp de lângă comuna Bucovăț. Tânărul care a evadat din penitenciarul de maximă siguranță Craiova a fost prins de către polițiști pe un câmp din localitatea Bucovăț. Acesta fusese observat înainte cu o seară pe camerele de supraveghere din zona localității Podari. L-au surprins și observat pe camerele de supraveghere din zona localității Podar și la ieșire din municipiul Craiova, stabilindu-se faptul că intenționează să se deplaseze către localitatea Podar. Astfel au fost mobilizate mai multe efective de poliție și jandarmi care au desfășurat activități de căutare, de scotocire a zonei din extravilanul localității Podari, Bucovăț, Terpedița, fiind efectuate verificări atât în clădiri dezafectate cât și pe câmpuri. Bărbatul era căutat încă de joi de polițiști după ce a reușit să fugă chiar de sub nasul lor. Deținutul a scăpat după ce gardienii l-au scos prin așa numită cameră de plimbare, o zonă împrejmuită cu pereți de beton, sârmă ghimpată și fără tavan. Într-un moment de neatenție al supraveghetorilor, acesta a forțat o ușă veche prin care a reușit să evadeze. Acum tânărul este din nou în arest în cadrul penitenciarului de maximă siguranță Craiova. În urma activităților de căutare, periere și scotocire desfășurate în extravilanul localității Bucovăț către Terpezița, tânărul în cauză a fost observat, urmărit și imobilizat de către o echipă de căutare formată dintr-un polițist ofițer în cadrul IPJ Dolj, desemnat să îndeplinească atribuțiile inspectorului șef, și un ofițer de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Craiova. A fost escortat către centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Dolj, iar ulterior către penitenciarul de maximă siguranță Craiova. Tânărul se afla după gratii după ce ar fi ucis și tâlhărit o femeie în vârstă de 82 de ani. În luna octombrie, bărbatul a fost arestat pentru furt. Ulterior, când se afla în spatele gratiilor, s-a descoperit că ar fi săvârșit și o crimă. În momentul evadării, el fusese adus în centru pentru continuarea cercetării în dosarul de omor. Acum bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal pentru infracțiunea de evadare. O româncă ce a trecut prin boala COVID-19 a povestit cum a suferit cumplit timp de 6 luni după ce s-a infectat.
Femeia a reușit să determine sute de oameni să vorbească despre traumele lăsate de COVID și afecțiunile de care au suferit după ce infecția le-a dispărut din organism. O româncă a vorbit despre sechelele rămase în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 și cum a fost determinată să se vaccineze. Infectată în 2020, simptome post-COVID, căderea părului, dureri de cap persistente 6 luni, apariția tiroidei autoimune, ridicarea gingiilor, deteriorarea dinților, dureri de genunchi, pierderi de memorie, mărirea dioptriei, oboseală, încă o mai am, momente de depresie, insomnii, creșterea colesterolului și trigliceridelor, cu care încă mă lupt, palpitații la inimă, este tot ce am putut observa post-COVID, a scris Adriana Stanciu potrivit paginii de Facebook Rovaccinare. Mărturisirile pacientei au continuat, iar aceasta a mai dezvăluit că și-a făcut analizele periodic. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme. Dureri de cap erau, dar vagi. În schimb, în cele 6 luni au fost crunte. Simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare, ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată. Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după COVID, a mai spus pacienta. Long COVID e o nouă afecțiune despre care vorbește și Organizația Mondială a Sănătății. Chiar dacă virusul dispare din organism, în urma lui rămân o mulțime de sechele. Sunt pacienți care ies din boală cu aproape toate organele afectate. Medicii din România spun că 80% dintre bolnavi rămân cu simptome pe termen lung. În aceste condiții, recuperarea post-COVID devine noua povară pentru toate sistemele de sănătate din lume. Alte 5 județe au trecut în scenariul verde. Autoritățile au raportat 1936 de infectări și 121 de decese. Rata de infectare a scăzut la 3,39 la nivel național. 12 județe se află în acest moment în zona verde cu o incidență sub 2 la mie. Cea mai bună situație este în Suceava cu o rată de 1,17. La polul opus se află Aradul cu 5,12 și Bihorul și Clujul, ambele cu 4,83. Capitala este și ea într-o situație ceva mai bună cu o rată de 3,7 la mie. Cifrele arată 1936 de cazuri noi de COVID înregistrate în ultimele 24 de ore și 121 de decese raportate, dintre care 16 anterioare intervalului de referință. În unitățile de terapie intensivă sunt tratați în continuare 1591 de pacienți. Medicii spun că impactul valurilor de infectări nu poate fi anulat decât prin vaccinare. Un studiu publicat recent de The Economist. Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, stă de vorbă cu presa, o să auzim imediat declarațiile domniei sale. Astăzi, în ziua cea mare, putem spune, pentru noul executiv PSD-PNL-UDMR, la ora 12 încep consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele României, Klaus Iohannis, consultări în urma cărora vom afla și numele noului premier. Îl ascultăm pe Marcel Ciolacu. Într-o logică normală, așa ar fi corect. Bine, va fi votat noul președinte al Camerei Deputaților? Există un calendar și este posibil acest lucru și noul președinte de la Senat. PSD-ul va avea drept candidat pe Marcel Ciolacu la șefia Camerei Deputaților? Haideți să vedem ce hotărăsc colegii mei. L-ați vedea pe domnul Câțu la Senat? Haideți să vedem ce hotărâm în primul rând noi. Mulțumesc mult. Șefia Camerei și a Senatului vor fi discutate în ședința de azi. Da, declarații evazive ale șefului Partidului Social Democrat. Știm că în momentul acesta încă nu s-a stabilit exact numele premierului sau cel puțin oficial, pentru că sunt două variante în momentul acesta. Fie un premier din partea Partidului Social Democrat, caz în care vor fi număr egal de ministere între PNL și PSD. Ludovic Orban face declarații, îl urmărim și pe acesta. Spuneați la un moment dat că dacă Partidul Național executiv. Spuneați că nu este statutar această excluzie. Nu e așa cum statutul spune. De altfel, colegii care acum
se fac că sunt la conducerea partidului, că de fapt la conducerea partidului se execută comenzi venite de la Cotroceni, nici măcar nu cunosc statutul. Și au bătut joc inclusiv de instituția președintelui, scoțându-l din negocieri în condițiile în care președintele partidului trebuie să conducă negocierile. E o rușine, o alianță împotriva naturii și făcută în disprețul cetățenilor care ne-au acordat votul. Ați avut o opinie contrară față de situația cu actualul premier interimar Florin Câțu. În acest moment, cum vedeți, Nicolae Ciucă, propunerea PNL pentru șefia executivului? Nicolae Ciucă este membru al Partidului Național Liberal de un an de zile. După părerea mea, un partid liberal care prețuiește libertatea, proprietatea privată, drepturile și libertățile individuale, democrația în general, accesul liber la justiție și toate celelalte lucruri, nu poate susține un om care toată viața a dat ordine sau a executat ordine. Democrația înseamnă dialog, democrația înseamnă negociere, înseamnă armonizarea intereselor publice, înseamnă foarte mult timp și energie consumată pentru a convinge oamenii, pentru că în democrație nu se dau ordine, în democrație se adoptă legi, se iau decizii care sunt în conformitate cu voința exprimată de oameni. Domnule Orban, nu vor fi împărțite doar funcții de miniștri, ci vor fi împărțite și funcțiile din Camera Deputaților, plus alte funcții. Se pare că președinția Comisiei Juridice din Camera Deputaților va fi preluată de PSD. Cum vedeți acest lucru în condițiile în care în acea cameră s-au mutilat legile justiției de către PSD? Este evident faptul că odată ce s-a făcut această alianță contra naturii, s-a pus punct obiectivului asumat și de președintele Iohannis și de Partidul Național Liberal de a repara legile justiției și de a renunța la toate nenorocirile făcute de guvernările PSD între 2017 și 2019. Ne întoarcem, poate nu chiar la perioada Dragnea, dar ne întoarcem la o perioadă în care șansa de a readuce justiția la dispoziția cetățeanului român, de a permite independența justiției, de a asigura cu adevărat liberul acces al cetățeanului la actul de justiție, se reduce aproape la zero. Vorbeați de negocieri mai devreme și v-aș întreba față de negocierile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu cei din USR, pe care a format guvernul. Cum le vedeți pe acestea, cu PSD și cu UDMR? Astea nu sunt negocieri, astea au fost negocieri fără mandat. A fost o bătaie de joc, șirul de birouri executive și de birouri politice naționale în care nu s-a spus adevărul. Inclusiv la ultima ședință, singurul mandat care a fost dat să se continue negocierile cu PSD. El a fost singurul mandat dat. Nu cum, în ce condiții, pe ce elemente ale programului de guvernare. Se pur și simplu... Deci au pierdut practic pentru că spuneau, au câștigat pentru că au premierul, colegii dumneavoastră... Nu se câștige. Premierul în perioada alegerilor va fi premierul PSD. Această înțelegere cu PSD presupune că PSD va avea poziția de premier în ultimul an jumate din actuala legislatură, în special în anul 2024, când vor avea loc toate alegerile din România, alegeri europarlamentare, alegeri prezidențiale, locale și parlamentare. În momentul în care s-au făcut... Cum să faci o înțelegere bună când tu dai poziția de premier PSD-ului exact în perioada campaniilor electorale? În momentul în care s-au făcut negocierile la Vila-La, când a existat acea alianță cu USR, ați fost acuzat în PNL de faptul că nu ați știut să negociați și că ați pierdut ministere foarte importante. În ședința de Biroul Politic Național de astăzi, dumneavoastră, îi veți reproșa lui Florin Câțu același lucru? Eu nu-i reproșez. Păcatul fundamental este faptul că actuala conducere a decis să facă guvern cu PSD. Ce negocieri sunt? Evident că negocierile sunt o rușine și niciun liberal care are scaun la cap nu poate să accepte aceste negocieri. Păi premierul nu mai e premier. Fără secretariatul general al guvernului, fără ministrul finanțelor,
premier lipsit de mâna dreaptă și de mâna stângă. E premier în declarațiile publice. Credeți că a existat intenția reală de a avea negocieri cu USR-ul pentru refacerea coaliției în condițiile în care când USR a spus că nu-l vrea premier pe Florin Câțu s-a renunțat la negocieri? Pe condiția, ascultați-mă, condiția pusă de USR a fost satisfăcută, dar culmea negocierile cu PSD. Pentru că și PSD a spus același lucru, că nu-l vrea premier pe Câțu. De altfel, ne aducem aminte că moțiunea de cenzură prin care a fost dat jos guvernul Câțu a fost înaintată de PSD. Asta a fost un alt argument invocat, nu stăm la masă cu USR, pentru că USR a depus moțiunea de cenzură, dar cu PSD au stat la masă, care PSD e cel care a depus moțiunea de cenzură, care a dus la căderea guvernului. Sunt penibil în argumentații, nici nu mai știu, o dau din colț în colț, fără nicio noimă și fără niciun fel de onestitate și sinceritate în comunicarea cu oamenii. Întrebarea era dacă credeți că a existat intenția reală de a avea negocieri între cu USR-ul la nivel de conducere PNL, în condițiile în care și Dacian Cioloș spunea că nu. Cu siguranță nu. De ce? Păi pentru că asta a fost linia stabilită de Iohannis, guvern cu PSD. Dacă Ludovic Orban din PNL, de tot după această zi în care se decide oficial... Dacă se decide oficial guvernarea cu PSD, aproape sigur voi începe un nou proiect, voi începe construcția unei noi structuri, pentru că la ora actuală toți cetățenii români care au votat Partidul Național Liberal sau cei care au simpatizat cu noi, chiar dacă n-au votat pe 6 decembrie în condițiile pandemice din vremea respectivă, toți cetățenii care au orientare de dreapta, de centru-dreapta, liberală, conservatoare, creștin-democrată, la ora actuală nu mai au reprezentare politică. Conducerea PNL a dus practic Partidul Național Liberal în poziția de copie nereușită a PSD. Practic a readus la putere, după ce eu m-am luptat 4 ani de zile cu colegii de bună credință să scoatem PSD-ul de la butoane, de la putere. Practic ei au realizat contraperformanța de a readuce PSD-ul la putere pentru o lungă perioadă de timp. Un parlamentar care pleacă alături de dumneavoastră? Dacă vor fi, veți ști. Este o decizie individuală. Este o decizie individuală. Eu nu am altă armă la dispoziție decât argumentele pe care pot să le dau fiecărui parlamentar pentru a alege să fie corect și cinstit față de oamenii care i-au votat și să păstreze linia politică pentru care au fost votați. O linie politică clară de dezvoltare, de modernizare, de reforme, de asigurare cu adevărat a unei creșteri a calității vieții în România, calității serviciilor publice și de dezvoltare economică, care să ofere șanse și oportunități suplimentare fiecărui român. Dar anticipați că vor... Păi nu pot să fac decât opoziție la acest elefant, ca să-l citez. Se pare că cei de elefanți aflați în încăpere erau Iohannis și Grindeanu. Nu era vorba de ordonanțe, ci de Iohannis și de Grindeanu. Acest elefant, de fapt nici elefant, vă zic, mai degrabă un hipopotam, care este absolut respingător pentru omul de rând. Despre lista de miniștri, ați văzut probabil numele vehiculate și din PSD. Să vedem ce propuneri se formulează, eu nu pot să știu. Cât anticipați că va dura această coabitare, această guvernare PNL-PSD? Ce viață le dați? Cât va vrea PSD, cât o să-i convină PSD. Și e posibil PSD să-i convină, pentru că va avea, practic, premierul în ultimul an jumate și mai ales în tot anul electoral 2024, premierul va fi de la PSD. Dar aici e posibil, evident, știți cum e principiul rotației, a fost aplicat în Israel între Benjamin Netanyahu și Benny Gantz. Și când a venit momentul pentru Benny Gantz să fie prim-ministru, Benjamin Netanyahu a convocat alegeri anticipate. Nu se știe ca pământul. Vă mulțumesc! Ludovic Orban, fostul șef al Partidului Național Liberal, fără Ministerul Finanțelor și fără Secretariatul General al Guvernului, premierul nu mai e premier. Orice național liberal cu scaun la cap nu ar fi de acord cu asemenea variantă. Dacă se decide oficial
guvernarea, construcția unei noi formațiuni, pentru că toți cetățenii care au orientare de dreapta în acest moment, liberală, creștină, democrată, nu mai au reprezentare politică. A spus Ludovic Orban, nu pot să fac decât opoziție la acest hipopotam care este absolut respingător la omul de rând, făcând referire la președintele Klaus Iohannis, în cele din urmă Ludovic Orban. Un marș organizat la Kiev pentru a marca 8-a aniversare a Euromaidanului a degenerat în ciocniri violente ale protestatarilor cu poliția. Vedem bilanțul incidentelor imediat după o scurtă pauză. Ne întoarcem. O paradă de Crăciun din Statele Unite s-a încheiat tragic. Șoferul unui SUV a intrat în mulțimea strânsă la eveniment, iar în urma acestui incident au murit mai multe persoane, iar alte 40 au fost rănite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Din imagini se vede cum un autoturism de teren intră în mulțimea adunată la parada de Crăciun din orașul american Waukesha din statul Wisconsin. Parada de Crăciun era în plină desfășurare când un SUV roșu a doborât barierele și s-a îndreptat spre Main Street, au povestit martorii. Polițiștii aflați la fața locului au tras focuri de armă pentru a-l prinde pe atacator. În urma tragediei există mai multe decese și alte zeci de persoane au fost rănite. La doar câteva zeci de minute autoturismul a fost găsit abandonat. Polițiștii americani au demarat o amplă anchetă pentru a-l identifica pe atacator. Un marș organizat la Kiev pentru a marca a 8-a aniversare a Euromaidanului a degenerat în ciocniri violente ale protestatarilor cu poliția chiar în fața biroului președintelui Volodymyr Zelensky. La marșul pentru aniversarea Euromaidanului au participat circa 1000 de persoane, iar lucrurile au degenerat în momentul în care mai mulți activiști naționaliști au încercat să rupă cordonul forțelor de ordine. Recent, șeful spionajului militar din Ucraina a avertizat că Rusia se pregătește să atace la începutul lui 2022. Asaltul pe care îl pregătește țara condusă de Vladimir Putin, susține Yuri Budanov, ar fi mult mai devastator decât orice s-a văzut până acum în conflictul care a început în 2014 și care a dus la moartea aproximativ 14.000 de ucraineni. Separatiștii susținuți de Kremlin continuă să controleze zone largi din estul Ucrainei. Concentrările periodice de trupe rusești în zonă au declanșat îngrijorare la Kiev și în capitalele occidentale. La începutul acestei luni, Ucraina a declarat că până la 90.000 de soldați ruși au rămas în apropierea graniței sale, în ciuda încheierii exercițiilor militare, declanșând solicitări ca Rusia să fie transparentă cu privire la intențiile sale. Continuă protestele violente din Olanda după ce autoritățile au anunțat o serie de măsuri restrictive împotriva COVID-19. În timpul ciocnirilor dintre manifestanți și autorități, 5 polițiști au fost răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Și de partea cealaltă s-au înregistrat victime după ce forțele de ordine au tras într-un grup extrem de violent pentru a restabili ordinea în centrul Rotterdamului. Violențe au fost și la protestele împotriva vaccinării obligatorii din Austria. Protestele din Olanda s-au transformat în lupte de stradă în acest weekend, astfel că autoritățile au anunțat că 5 polițiști au fost răniți, dintre care unul în stare gravă, și cel puțin 40 de persoane au fost reținute în 3 provincii în urma manifestațiilor violente între protestatari și poliție. Autoritățile olandeze au folosit tunuri de apă, câini și polițiști călare pentru a opri tinerii revoltați care au dat foc și au aruncat cu artificii în cele mai grave tulburări de după lockdown-ul din ianuarie anul acesta, în urma căruia s-au făcut peste 500 de arestări. Mai mult decât atât, poliția a fost nevoită să deschidă focul asupra unui grup de câteva sute de persoane pentru a restabili ordinea pe străzile din Rotterdam. Potrivit unui comunicat al autorităților, 3 persoane au fost rănite de gloanțe și transportate la spital.
Protestele au fost declanșate de opoziția față de planurile guvernului de a restricționa utilizarea certificatului național Corona doar la persoanele care fie s-au vindecat de COVID-19, fie au fost vaccinate, excluzându-i pe cei care au un test negativ. O altă mare nemulțumire a olandezilor este legată de decizia autorităților de a reintroduce unele măsuri de izolare în contextul în care numărul infectărilor a crescut semnificativ. Tinerii au fost de asemenea iritați de interzicerea focurilor de artificii în noaptea de anul nou pentru a evita o presiune suplimentară asupra spitalelor care au fost deja nevoite să reducă asistența medicală din cauza creșterii numărului de pacienți cu COVID-19. Proteste masive împotriva măsurilor restrictive au fost organizate și în alte țări europene. În Italia, peste 3.000 de oameni au protestat față de introducerea certificatului verde, iar în Cehia, Belgia, Croația și Danemarca, oamenii au manifestat împotriva restricțiilor. Proteste de amploare au fost și la Viena, acolo unde autoritățile au introdus un lockdown general de maximum 20 de zile, însă ceea ce îi nemulțumește mai tare pe austrieci este obligativitatea vaccinării împotriva COVID-19, începând cu februarie 2022. Astfel, Austria devine prima țară europeană care impune prin lege vaccinarea. Un palestinian a deschis focul asupra unui grup de israelieni în apropierea unui loc sfânt din orașul vechi al Ierusalimului. Atacatorul a omorât o persoană și a rănit alte 4, potrivit forțelor de securitate israeliene. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Poliția a declarat că l-a împușcat mortal pe atacator la 32 de secunde de la începutul incidentului, al doilea atac în zonă în decurs de o săptămână. Potrivit rapoartelor locale, bărbatul palestinian a fost identificat ca fiind Fadim Mahmoud Abu Shkaidem, în vârstă de 42 de ani, rezident al taberei de refugiați Shuafat din Ierusalim. MAS a precizat într-un comunicat că Abu Shkaidem era afiliat politic la mișcarea armată cu sediul în Gaza, care guvernează fâșia Gaza ocupată. În timpul atentatului, Abu Shkaidem ar fi folosit un pistol mitralieră și un cuțit, potrivit autorităților. După acest incident, zeci de forțe de ocupație au început să facă raiduri în tabăra de refugiați Shuafat, care este închisă din toate părțile de zidul de separare al Israelului și au luat cu asalt locuința atacatorului. Forțele speciale au fost văzute folosind gaze lacrimogene în confruntările cu tinerii din tabără și împiedicând cu forța persoanele, inclusiv jurnaliștii prezenți, să filmeze raidul. Revenim în țară, unde ne așteaptă colega mea, Georgiana Grădinaru, cu cele mai proaspete date despre starea vremii. Bună dimineața, Georgiana, bine te-am găsit! Bună dimineața, Aneta, bună dimineața, domnilor și domnilor! Este cer noros la această oră în centru și nord-vestul țării, dar este mai mult senin în rest, iar astăzi se anunță vreme deosebit de caldă în sud și sud-est. Revin cu prognoza completă în câteva momente. Te urmărim! Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi vor mai fi temperaturi deosebit de plăcute pentru data la care ne aflăm, în special pentru locuitorii din sudul și sud-estul țării. La această oră, cel mai rece este la întorsura Buzăului, unde se înregistrează minus 3 grade. Cea mai ridicată valoare pentru moment este de 11 grade cu plus și se înregistrează la Sfântul Gheorghe Delta. Ca aspect, vremea va fi deosebit de plăcută, în special în regiunea sud-estică, dar și în zonele montane și submontane, unde cerul va fi mai mult senin. În rest, vor fi nori de nivel jos și ceață persistentă acum în prima parte a intervalului, iar pe timp de noapte norii vor strânge rândurile și este posibil ca în regiunea nordică extremă și prin sud-vestul țării să plouă. Vântul va avea o prezență moderată, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. În capitală, la această oră, se înregistrează aproximativ 6 grade, însă se anunță vreme bună și astăzi. Vor fi maximum 14 grade, iar cerul va fi mai mult senin în prima parte a intervalului, apoi variabil. Vântul nu va trece de moderat nici aici. Mâine dimineață se vor înregistra minimum 3-4 grade. La munte vremea este deosebit de plăcută. Pe timp de zi cerul va fi variabil, mai mult senin. În cursul nopții vor fi ceva înnorări, atunci când în Carpații Oriental și în grupa de vest a Carpaților Meridionali, în zonele mai înalte vor fi precipitații slabe mixte. Însă vântul și aici va avea o prezență moderată. Temperaturile vor fi generoase pentru a doua decadă a lunii noiembrie.
De mâine vremea se răcește accentuat, în special în zonele sudice și sud-estice, aici unde până acum a fost destul de cald. Vor fi maxime de această dată obișnuite pentru data la care ne aflăm, se pot înregistra de la 3 și până la 10 grade. Se mai schimbă aspectul vremii, în vest și nord-vest însă va fi destul de plăcut cu un cer variabil, însă în rest vor fi înnorări. Și va ploua mâine local în regiunea Moldovei, în regiunea Munteniei, în Dobrogea, pe spații mai restânse vor fi ploi și în Transilvania, Oltenia, prin sudul Banatului. Cât despre zonele de munte, bine, acolo în Carpații Oriental și Meridional vor fi ninsori slabe. Iar în zona subcarpatică a Moldovei și prin estul Transilvaniei, în prima parte a intervalului, vor fi precipitații mixte. Vântul își va face simțită prezența mâine, în special în regiunea estică, sud-estică, dar la cote mai reduse și prin vestul țării sau în zonele de munte. Dimineața și pe timp de noapte din nou vor fi condiții de ceață în zonele joase. Miercuri aspectul vremii nu se schimbă foarte mult, vor fi înnorări și condiții să plouă slab sau chiar să burnițeze prin sudul și sud-vestul țării, unde înnorările vor fi accentuate. În rest vor mai fi înnorări, dar șanse mai mici pentru precipitații. Vântul își va face simțită prezența doar în cursul nopții prin sudul Banatului, iar temperaturile vor semăna cu cele de marți, vor fi maxime de la 4 și până la 10 grade. Acestea au fost informațiile. Zi bună vă doresc! Georgiana, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Mergem într-o scurtă pauză, însă revin la 10 fix cu date proaspete. Continuăm să urmărim împreună cele mai importante subiecte ale acestei dimineți. Rămâneți cu noi!